Profit de ocazie ca să atrag din nou atenția. Luați toate măsurile pentru ca în România să nu mai existe școli fără autorizație sanitară sau fără securitate la incendii. Vreau să le oferim elevilor o școală de calitate, dar în care se simt și în siguranță, iar profesorilor o școală în care se simt respectați.